Și astăzi rog băieții să-și scoată frumos un caiet și ceva să scrie, pentru că astăzi vom întreba femeile ce își doresc de 8 martie, da? Deci ochi și urechi, foarte atenți. Te rog frumos, ce îți dorești de 8 martie? Fericire. Scuze-mă, să reformulez. Ce îți dorești de la material? De la un bărbat, da? Un bărbat care vrea să-ți aducă un cadou ceva de 8 martie. Am deja tot ce îmi doresc. Nu mai îmi doresc altceva. Deci, un pic, dacă băratul vine cu mâna așa în buzunar, așa. Deci nu, ești perfect, nu trebuie nimic, că deja am tot ce-mi trebuie, nu? Da. Deci e bine, vezi ce simplu e. Deci și de Valentine's ai primit ceva? Iubire. Iubire. Ai deci, văzut? Deci nimic material. Deci te-ai fericită fără nimic, adică vreau să știu că se poate și... Se poate, deci, da. Deci nu mai... Se poate, deci, deci dacă am fi împreună, ar trebui să-ți iau niciodată cadou, nu? Dar nu o să fiu împreună. No, bine, bine. Bine. Te las că mă grăbesc. Succes, succes. Dacă vă puteți preface ca și cum ei nu ar fi aici. Da, da, da. Ce ți-ai dorit de la iubitul tău de 8 martie? 100.000 de euro. Da, există și... Nu știu dacă a fost ironică. Nu știu dacă ar fi mulțumită și cu 50.000 de euro. Nu, chiar nu. Nu? Nu. Bun, atunci ai... De la 100.000 în sus. Deci 8 martie, am înțeles, dar în viața de zi cu zi, în mod normal, cum ai vrea să... Nu știu, dacă să fiu ușor diferit, că 99% sunt convins că e un om ok, cam un om plătut. Ce ți-ar plăcea să fiu un pic mai cum? Mai atent, mai grijuliu, mai... Mai atent, mai romantic, mai romantic. Da. Ai vrea să fie mai romantic? Da. Să te uitați și la comedia de dragoste cu notebook și nălea. Niciodată. Nu? Și atunci, atent, a fi atent. Și în ce se manifestă chestia aia? Să remarci când te vopsești sau când, sau cum? Nu, pur și simplu sunt de atenție, nu de atenție. Bun, și acum scuză-mă că ne cunoștea. Cum se manifestă atenția? Deci pur și simplu dacă se uită la tine, ok? Sau... Să gătim împreună, să stăm împreună în casă. Să... Ah, ok. Deci timp petrecut împreună. Și tot timpul zici, hai să facem ceva de mâncare și facem afemeia. Practic să faci și tu, efectiv. Da, exact. Am înțeles. Da, împreună la mâncare, la curățenie și atunci se creează o legătură. Și la bani, și la bani. Și de 8 martie, n-ar vrea să fie chestia asta. În loc de 100.000 de euro, să petreci o zi minunată împreună în care de să faceți... Chiar de 8 martie? Dar să dați împreună cu aspirator, ce mișto ar fi. Nu ți-ar plăcea? Nu. Eu zic că ar fi una... Nu. Bun, pe ce să zic? Ți-e greu? Foarte greu. Succes, bună. Bună, ce mai important să fie înțelegători, să ne înțelegem noi bine. Și să observe când faci o schimbare. Uite, ți-ai schimbat culoarea părului sau te-ai tun, știi? Da, așa. Adică dacă noi avem handicapul ăsta, știi? Nu prea ne prindem dacă nu ne dă cineva așa, hei, părul, da, știi? Da. Nici chiar așa, gen să fii atent cu tine în general. Ok. Ce nevoi ai tu ca femeie? Nu, mi-e foarte okay, cald. Bun, stai, stai, stai. Da, că dau haina tău. Da, mulțumesc. Ești ok? Este ok, da, sunt foarte ok. Ești pe drumul cel bun? Da, deci, bun, perfect. Ce să zic, mult succes și sper să găsești cumva un băiat, poate să pară efectiv în fața ta, cu să pună camera în față și să zic, wow, mi-a dat seama. Wow, da, mulțumesc frumos. Flori. Flori? Da. Și, deci un bărbat care să aducă flori să te facă fericită, nu? Exact. Și în rest, mai mult de 8 martie, în viața de zi cu zi, ce-ți dorești mai mult de la bărbatul tău? Adică mă gândesc că e destul de bine, mă, ce sunteți împreună, dar poate îți dorești ceva mai mult și poate acum e ocazia optimă. Nu, e bărbatul ideal. Mă dezarmez, adică nu. Și în ce, cum l-ai găsit? Pentru că multe femei care își doresc un bărbat care e mai harding, mai atent, mai cumva, și tu l-ai găsit chiar pe cel perfect. Și cum zice, norocul prostului. Ok. Încercăm să întrebăm femeile ce își doresc de 8 martie. Oh, no. Ce ați vrea să primiți cadou? Deci tu nu vrei nimic, ca să înțeleg. Tu ce-ți dorești? Nu, vreau să fie o surpriză întotdeauna. Cum? Soțul meu îmi face o surpriză întotdeauna, deci vreau să fie surpriză până la capăt. Prefer deci, să nu-mi doresc, mai bine să primesc. Deci ideal să ai pe cineva care știe exact ce-ți dorești, știi, da, să-ți facă o surpriză, dar... Tu ce dorești? Flori, dar de obicei îmi cumpăr eu, că soțul meu nu-i cu din astea. Și măcar ți le decontează, îți poate să-mi dai 50 lei că ți-am iau la flori. Da, asta da, asta măcar da. Știi că primești exact ce-ți trebuie, nu? Exact. Și hai să zicem, ce flori îți plac? Îmi plac de câmp, așa. Deci flori de câmp. Da. Nu e greu cu tine, adică nu, e foarte deloc, ieftin. Deloc. Deci soțul, doamne, da, vă rog frumos, dar în caz că te uiți, du-te pe câmp, dacă stai la munte, du-te la câmp, ia niște flori și fă-le cadou înainte să-și le aducă el, da? Exact, așa ar trebui. Și în rest, viața de zi cu zi, ce-ți dorești de la el? Să se schimbe, nu neapărat să se schimbe, ce-ar fi în plus? Să fie mai atent, mai grijuliu, să vină cu o surpriză din când în când, să... Da, nu, cred că e prea târziu, suntem împreună de 20 ceva de ani, nu mai aștept nimic. Da? Deci în momentul în care nu ai așteptări, ești tot timpul fericit, nu? Exact, suntem ok așa. Asta e o lecție de viață, sper să învăț de la voi și... Deci tu rămâi la surpriză? Da, eu sunt totdeauna la surpriză. Știu că nu mă dezamăgește niciodată, așa că prefer surprizele.
Uite, două femei fericite care au doi bărbați care tot timpul le surprinde, unul că nu ia nimica, exact. Una că ia tot timpul exact ce trebuie, deci vă potriți perfect. Mulțumesc. Uite, spune-ne. Da, salut. Spune, te rog, fii mai. Răzvan, având în vedere anul care a trecut, aș vrea să te schimbi 99%. Ok. Bun. Vrei să-și păstreze numele, nu? 1%. Deci să-l cheam tot Răzvan. S-a cheamă tot Răzvan, dar am avut un an greu. Toți am avut, stai niștită, ne bucurăm că ai vorbit cu noi. De 8 martie. Da, fii creativ. O pereche de pantofi. O pereche de pantofi? Da. Bun. Pentru că sunt obsedat de pantofi. Obsedat de pantofi și cam până în ce, gen 2 milioane, 10 milioane, din ce categorie? Nu contează prețul, adică ar trebui să-mi place cum arată și... Am înțeles. Nu vrei nimica? Nu. Vezi că ăsta e blestem și mai primești nimic. Nu mai blestem. Ce la cadou de Valentine's? Mă blochezi. Păi nu. N-ai fi vrut să fii aici când se blochează. Ce o să iei cadou de 8 martie? Ea n-aude acum, știi că ea nu. De 8 martie? Da. Cel puțin un buchet de flori măcar. Da. Și... nu știu, ce depinde, spontanitate atunci. Bă, eu spun o fază. Spune. La cadouri, la femei, să nu lași pe spontanitate, că în ultima zi așa se întâmplă că nu mai e spontan. Nu mai e nimic, spun. Deci trei din timp cu programare la cadouri, știi? Programate 10. Da, când ești, zici, acum ce vrei și să e, că nu merge, gen... Las, că eu vine. Totdeauna spontan, am ideile pe loc. Și ca urmare de Valentine's Day ai luat ce? O dovadă clară că nu funcționează, știi? Deci cumva, da, la, că mie idee în ultima zi. Vezi, nu-ți vine idee ce să-i cadou, nu ca și cum... Atunci când mă trezesc, atunci am dau seama ce trebuie să iau sau nu. Nu-i ca și cum o să vezi, wow, botoșie aia, sta bine, vezi, nu-ți vine. Și atunci trebuie să cumva, să te-ți impui, să te forțezi un pic, știi? No, și să-ți faci acum, să iei din weekend, ca de că luni nu mai găsești, că e full. Și ce anume dorești de la... ai iubit? Nu. Dacă ai avea un iubit ideal, care ți-ar citi gândurile, ce ți-ar aduce de 8 martie? Ce mi-ar aduce de 8 martie? Da. O piesă. O piesă de mașină? Nu, mi-ar aduce o piesă. O piesă de melodie, nu? Da. Pe care a făcut-o el sau gen o cumpărat random, de pe... random, de pe internet. Un link. Deci să-ți trimite un link pe WhatsApp. Da. Ah, no, dacă vrei poți dai Facebook, că sunt mulți care te pot mulțumi cu chestia asta. Cum te cheamă? Roxana. Roxana, scrieți. Luca, Roxana, Emilia. Scrieți așa și trimiteți o piesă și fata o să faceți fericită, adică e foarte ușor să faceți fericită, știi? La arte, așa-i? Da. Ăștia, fete de la arte, să înțelegem tot contextul. Da. Deci trebuie ceva pictură de aia, știi, sau o sculptură, nu? Da, să stea ca model. În timp ce tu îl sculptezi? Da. Faci sculptură? Nu. Da, așa ți-ar plăcea, deci el să stea, bărmânesc că mai sumar, dar totuși cât de cât ușor îmbrăcat, nu? Un seminut, hai. Seminut și tu să-l pictezi sau din alea, nu? Da. Bă, e un cadou frumos, deci tu practic să stai de cadou. Păi ce poate fi mai bun pentru băiat decât doar să stea degeaba? Fie mai multă trăsătură care implantă pentru tine, știi? De la un bărbat. De la un bărbat. Carisma. Deci vrei ca un bărbat să fie carismatic, da, nu? Gen, la mine merge? Am carisma acum? Da. No, bun. Deci cam așa, carisma și e ok, la fata îi place. Mult succes cu 8 martie, o să fie un pic greu, dar... Face tare. A zis că răspunsul sunt variate, nu ai o rețetă exactă pentru 8 martie ca să faci fericit, dar cred că cel mai important, îmi dai eu cu părerea, e să fii atent și să le asculți. Femeilor le place să fie ascultate degeaba, știi? Să le faci fericit. Așa că de 8 martie încercați să fiți un bun ascultător. Mesaj pentru bărbat. V-am pupat, subscribe și like.